Vecernile de umilință se oficiază în fiecare duminică din postul mare. În după-amiaza duminicii lăsatului sec de brânză, se oficiază vecernia de umilință numită a iertării. Se numește de umilință deoarece se cântă cu multă umilință troparle triodului, al căror conținut este plin de conștiința adâncă a păcătoșeniei, de plâns, de tristețe, de pocăință și rugăciune fierbinte pentru iertarea păcatelor. Se numește vecenia iertării doar prima din ele, deoarece la sfârșitul slujbei, poporul sărută Evanghelia, cerându-și iertare de la preot, iar în continuare unii altora, încât să înceapă postul mare iertat și împăcați unii cu alții. Este vorba de un frumos obicei care se păstrează în majoritatea bisericilor și a mănăstirilor. O altă caracteristică a acestor vecernii este faptul că după intrarea mică și prochimenul vecerniei se schimbă podoabele sfinte meste și veșmintele preoților. Din pascale, pentru că este duminică, devin de doliu, datorită postului. Cele albe se schimbă cu cele mof, pentru că nu-l plângem pe Hristos ca om, ci ca pe un împărat și Dumnezeu. La sfârșitul vecerniei se cântă troparle, născătoare de Dumnezeu Fecioară, botezătorule a lui Hristos, și celelalte și se încheie cu o rugăciunea cu viosului Efrem Sirul. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujitare. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu că binecuvântat ești în vecii veci, veci zor, Amin. Rostindu-o, facem trei metanii mari. Urmează 12 metanii mici, adică închinăciuni, în timp ce rostim în taină Dumnezeule Milostivie mie păcătosului. Iar la sfârșit repetăm Doamne și stăpânul vieții mele, făcând o a patra metanie mare.